acum, ai înțeles? Nu? Hai mai Tina! Nu am bucat să fac suc ca lumea. Te bote! N-am înțeles o sigură chestie. Dar nu o să avem noi timp să vorbim. Să nu uiți. Săptămâna viitoare o să cer filmul meu Shelter. Las că dacă l-ai vedea, l-ai uitat și te-ai uitat și te-ai uitat și te-ai uitat. Care e filmul tău preferat? Nu serial. Mad Max. Cu ce e? Este vorba de... E artistic, da? E artistic sau serial? Nu, este film. Și este un film vechi, din 87 sau 90. În care nu există pic de dragoste. Și este vorba de războiul între oameni. Cu tot felul. Adică nu este romantic? Nu, e cu mașini de aia, cum a venit sfârșitul lumii. E ceva SF, thriller? Da, un pic de SF. Un deșert cu bătăi, cu pușcături. Acțiune. Da. Este un probleme și asta. Care mă ține să spas. Fără muscla? Ba, da, da, nu, într-un mod de cu spirite? Nu. Cu vrăjitării și dintre astea? Nu. Psihologie, dramă? Nu. Filmul ăsta le-a repetat. Și acțiune, și dragoste, și psihologic este, da. Și dramă, și horror, și... Exact care îmi plac mie, exact te l-ai numit. Mie îmi plac filmele, în general, SF-ul. Nu-mi plac SF-urile. Acțiune multă, sânge, sex, droguri, bătăi, gangsteri, tot istorice. Povești reale, dar nu mă mor după drame, dragoste. Am înțeles, mai ceva mai masculin, mai așa. Horror, neapărat. Ok, o să vedem mai comedie atunci. Da, comedie îmi plac foarte mult. Ai, am zis ceva de mijloc, mie îmi plac alea de acțiune. Da, dar comedie îmi plac alea horror, ok, atunci ne... Dar îmi plac și alea horror, dar nu toate. Nu, alea horror nu-mi plac, alea cu vampiri, cu vârgulaci. Nu m-a speriat niciunul până acum, așa că... Îmi plac astea care sunt puțin mai reale, așa, o doză de realitate. Cât de cât. Asta cu spirite, cu... Antonio cu case bântuite. Nu vă luați într-o casă bântuită? Nu, de ce tu ai fost? Hai, lasă-mă, în Brașov există și casă bântuită? Da. Am fost casa aia bântuită din Brașov, care este, știi, pentru... E teatru acolo, de fapt, e... Când vine și te apucă de picioare și... Casa bântuită. Ce casa bântuită din Brașov? La Bran, măi, la Bran. La când ai fost? Acum mulți ani când am fost. De? Știi, și intri așa într-un... Și te apucă de picioare și cădești și lup și brăcă. Că eu am fost că un prieten de-al meu lucra de acolo. Și a prins și un pumn în gură, da. Uai, ha! S-a speriat cineva, da. Și le ia de pumn. A sărit dintr-un de ăla, uaa, și ăla direct, bum! Da, i-am făcut ochiul varză. Serios? Da, dar ăla s-a speriat din reflex. Dai seama, că n-a vrut. Da. Pe mine nici m-au speriat, că nu erau acolo, că trebuia să mă ia de picior și mi-am lăsat asta. M-a speriat. Ce că am spus viața mea acolo, să știi? Da, este una. Într-un sătuc am fost noi odată. Bine, să zic că e bântuită, eu nu știu dacă e bântuită neapărat. Că n-am simțit nimic, dar e foarte urâtă. O să te duc și o să e te... mare? Da, o să duc și o să te bag înăuntru și o să te las singură. Aha. Da. Păi, de ce te-ai fost singur? Da. De ce trebuie să intri câte unul? Da. E, nu mai locuiești nimeni acolo? Nu. E părăsită? Și cine a locuit acolo? Nu știu. E o casă foarte, foarte mare? E urâtă, o casă dărâmată. E dărâmată? Mare acoperiș? Da. Sunt foarte multe camere? Da.